și cum poate un creștin și un anarhocapitalist să navigheze în societatea actuală, nu neapărat în România, cred că peste tot. Există vreun manual, un ghid pe care să... Nu cred, îți dai seama că nu există manual sau ghid. Acum că mă întrebi în mod interesant, aș putea zice că poate că ieși în viața asta reală de economist, anarhocapitalist, mie îmi place mai mult să zic libertarian, drept al ordinii proprietății private, da. Ceea ce pe conținut probabil că e același lucru, e o chestie de nuanțe. Într-un fel aproape că aplic și în economie, dacă vrei, ceea ce se aplică în credință sau în religie, în ortodoxie, să zicem. Te uiți la viețile acestea exemplare, te uiți la viețile sfinților în ortodoxie, iar în economie sau în școala austriacă sau în filonul acesta austro-libertarian, te uiți la Rothbard, te uiți la Mises și te uiți la urmașilor, unii dintre ei remarcabili, și vezi cum își duc ei viața, cum se strecoară ei prin mediul academic, cu exigențele lui. Și e fezabil, adică dacă Rothbard și Mises au rezistat în vremuri mult mai grele ca să gândească în continuare în termeni liberali, e cu atât mai ușor pentru noi, aș zice, mai ales că în ultimii 20-30 de ani școala austriacă, la de la înființarea Institutului Mises în Statele Unite prin 82, a devenit tot mai cunoscută. Adică nu se compară șansele unui tânăr care studiază ideile acestea astăzi cu șansele lui în anii 90 sau imediat după anii 2000. Sunt deja posturi universitare, catedre, jurnale care publică, deci deși sunt încă dificultăți și e percepută ca fiind marginală, e mult mai bine decât în trecut. Depinde încotro vrei să ducem discuția, la nivel de polis. Da. Nu, hai să luăm, un creștin care află că banii din taxele lui sunt folosiți pentru a, cum a fost în România de curând, pentru a subvenționa sau a plăti integral schimbarea de sex a unor persoane din satul mare. Sau cum a fost cazul doamnei Firea, care a subvenționat fertilizarea in vitro pentru diverse familii. Cum poate, în America am înțeles că tot așa pe cazul de tipul ăsta, unele asociații creștine au reușit să reușească să fie exceptați de la plata unor taxe. În România însă, de exemplu, un creștin nu prea are ce face. Nu prea are ce face deocamdată și pentru că încă la noi nu avem cultură civică creștinească, să zic așa. Pentru că abia acum sunt vremuri, deci cu perioada comunistă, am putea zice că de pe la Cuza încoace am început un pic de tensiune posibilă biserică-stat, dar a fost totuși ținută sub obroc. Comunismul a venit cu un prim conflict mai sever biserică-stat și acum din nou e un fel de perioadă de lămurire a naturii relației între biserică și stat și între creștini și stat, și cred că mai ales în spațiul ortodox creștinii încă nu au un exercițiu de a gândi până la capăt în perioada actuală provocarea aceasta. Ce mă fac când statul nu mai este prieten? Nu este creștin și populația majoritară sau o parte semnificativă a populației nu mai împărtășește valorile creștine. Cum mă apăr? Cum îi pun limite? Pentru că până nu de mult acest lucru nu era o problemă. Adică chiar și în România, chiar și în anii 90 era un reviriment și ai fi avut impresia că suntem de la sine un stat creștin ortodox cu 90% la valori împărtășite. Da, mi se pare că a fost un mariaj pe care și biserica și statul și îl doreau și îl acceptau cu bucurie. Statul și prin mulți politicieni și reprezentanța lui au subvenționat crearea de biserici și așa mai departe. Biserica făcea
proselitism politic, să zicem, prin anumiți membri ai ei. Iar da, aici de la referendum, mi se pare, de la referendum pentru familie, atunci, de atunci au început în sfârșit să se pună problema, domne, stați așa, că lucrurile nu sunt chiar așa de roz pe cât, cât se pare. Da, 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 putem spune că de la referendum e un mic punct de inflexiune și se va pune mai acut problema și se pune acum cu pelerinajele, cu libertatea exact. Religioasă, cu prohibirea paștilor, practic, ceva rarisim totuși, nici nu știu, poate, cred că s-a mai întâmplat o singură dată în istorie. Și într-adevăr, trebuie să se dumirească și partea creștină a societății. Cum reușești să conviețuiești într-o democrație de asta modernă, luând-o ca dată, cu concetățeni care sunt fie ostili, fie cel puțin sunt atât de penetrați de niște valori diferite de ale tale, încât consideră că, nu știu, un pelerinaj sau o liturghie sunt, în ultimă instanță, mofturi. Nu le acordă nici măcar statutului concediu pe care l-ar acorda altor activități. Da, cred că pur și simplu laicatul ortodox, care conține specialiști, economiști, juriști, ingineri, profesori și toate cele, în măsura în care consideră că e cazul, trebuie să, sau creștin, catolic, protestant, laicatul religios, să zicem, trebuie să-și asume și această componentă în activitatea lor, să nu mai lase strict numai pe seama bisericii, pentru că e aici o diviziune a muncii fertilă. Adică ar trebui totuși ca instituția bisericii, în primul rând, să prezerveze elementele de nucleu dur ale spiritualității și laicatul să lucreze la margine, da, pe partea de, cum exprimăm în termen de drepturi, libertatea creștinilor, ce tip de regim economic preferăm, da? Ce tip de organizații trebuie să creăm. Da? Nu de mult am fost implicat în încercări de a crea un fel de Romanian Business Leaders în varianta ortodoxă. Încă n-a ieșit, dar se pune problema asta. Deci resimt, există mulți antreprenori care sunt creștini, credincioși și își pun inclusiv probleme personale. De aceea eu cum îmi trăiesc viața acum? Am bani mulți, am câteva companii, am activități, dar totuși mi-am adus aminte că sunt credincios. Cum îmbin cel mai bine în viața mea cele două filoane? Și implicit au constatat că comunității creștinești îi lipsesc instrumentele acelea pe care ei, ca oameni de afaceri, le folosesc foarte bine în activitățile lor. Nu știu, grupuri, fundraising, activism și așa mai departe.